ziua, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Mă numesc Lucian Vințan, sunt profesor la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, unde conduc un mic grup de cercetare în arhitecturi, în sisteme de calcul. Și cum ați auzit, din 2005 am avut onoarea să fiu ales membru corespondent al Academiei de Științe și Tehnice din România. Expunerea mea se intitulează Paralelism, predicție și speculație în calculatoarele avansate și scopul ei este de a vă împărtăși câteva dintre ideile pe care eu și micul grup de cercetare pe care îl conduc le avem și le-am dezvoltat în scopul implementării unor calculatoare tot mai performante. Înainte de toate, două vorbe foarte rapide despre state of the art în domeniul procesării instrucțiunilor, despre starea actuală de în domeniul calculatoarelor. Datorăm paradigma calculatoarelor numerice electronice scriitorului matematician John von Neumann, care în 1945 scrie un celebru raport tehnic în care definește filozofia procesării programelor pe baza unor calculatoare electronice. În acel raport, von Neumann spune în esență că un calculator este constituit dintr-un procesor, un microprocesor, spunem noi astăzi, și o memorie, și în principiu programul scris de noi se află în memorie, sub forma unor instrucțiuni succesive, iar procesorul le aduce, le decodifică, adică le înțelege sensul și le execută într-un mod secvențial. Păcatul acestei paradigme este secvențialitatea. Faptul că ea nu exploatează potențialul paralelism pe care programele de calculator le au. Și atunci, prin analogie cu o bandă de asamblare din industrie, oamenii prin anii 60-70 au spus că ar putea face o inovație și anume să nu proceseze aceste instrucțiuni din memorie, procesoarele, să nu le proceseze într-un mod pur secvențial, adică să aducă o instrucțiune din memorie, să o decodifice și pe aia să o execute. Și analog cu următoarea și cu următoarea și cu următoarea instrucțiune. Ci pur și simplu, cum spuneam, pe baza benzii de asamblare, în timp ce instrucțiunea curentă, să zicem, este executată, instrucțiunea anterioară să fie decodificată și instrucțiunea și mai anterioară, dacă vreți, să fie executată, astfel încât să se exploateze un paralelism la nivelul fazelor instrucțiunii și, deci, în fiecare fază, să se termine de executat câte o instrucțiune. Avantajul este evident. În loc să procesez o instrucțiune la fiecare trei faze, procesez în fiecare fază câte o instrucțiune. Sigur că dezavantajul acestui model este că nu voi putea depăși bariera de o instrucțiune pe fiecare fază. Și atunci oamenii au spus, ok, depășim această barieră, implementând, după cum puteți vedea, mai multe fluxuri de instrucțiuni pipelineizate. Astfel pot executa două instrucțiuni în paralel, pot executa trei instrucțiuni în paralel și așa mai departe. În jargonul tehnic, acest model, numindu-se modelul superscalar, sau, cei care sunteți utilizatori de calculatoare, ați auzit, modelul hyperthreading cu fluxuri multiple de procesare a instrucțiunilor și datelor. Să considerăm o secvență de program, iarăși păstrez într-o oarecare măsură analogia cu procesele tehnologice. Imaginați-vă un proces tehnologic, nu-i așa? Aici am de făcut o decizie care mi oprește fluxul tehnologic să fabric mașini de 2000 de centimetri cubi sau să fabric mașini de 1600 de centimetri cubi, cum o fi mai bine? Nobody knows. Numai piața o poate spune care dintre ele se vând mai bine. Pot să predicționez eventual, pe baza unor studii de marketing sau nu mai știu eu ce, și să fac speculativ mașini de 2000 de centimetri cubi, dar după care iarăși mă pot opri într-un bloc decizional care spune, ok, dar cum vopsesc mașinile alea în albastru sau în verde? Iarăși, apar n-am.
numai dacă le-aș face și pe unele și pe altele și le-aș pune în vânzare, aș putea vedea care sunt mai ușor de vândut, dar și aici, poate, pe baza unei predicții, aș putea predicționa că cele în albastru se vor vinde, să spunem mai bine, și să speculez acest lucru. Asta se întâmplă și în programele de calculator. Într-un program de calculator pot să am, nu-i așa, niște așa numite instrucțiuni de ramificație. Cei care au făcut programare și sunt în sală, mulți oameni care au făcut programare, știu, de exemplu, de structurile if, then, else. Da? Adică, dacă o condiție este îndeplinită, o iau pe anumită ramură în program. Dacă acea condiție nu este îndeplinită, o iau pe cealaltă ramură din program. Și așa mai departe. Din păcate, aceste decizii, observați, că împiedică procesarea paralelă a instrucțiunilor. Aceste blestemate de decizii din programul meu îmi determină ca cele trei fluxuri de instrucțiuni pe care le vedeți în figură să se execute eminamente secvențial. No chance for parallelism. Nicio șansă pentru paralelism. Și totuși, o idee aparent nebunească ar fi următoarea. Ce ar fi să predicționez această instrucțiune de ramificație, această instrucțiune de branch, cum se spune, nu e așa? Să o predicționez pe baza unor informații de context. Și la fel și asta. Ce s-ar întâmpla dacă le-aș predicționa corect? Dacă le-aș predicționa corect, după cum vedeți în, pe acest afișier, cele trei secvențe intrinsec secvențiale s-ar putea procesa în paralel cu mari beneficii asupra performanțelor calculatorului respectiv. Asta am făcut și eu în lucrările mele științifice. Am propus pentru prima dată, scuzați-mă, nu sunt obișnuit cu... am propus pentru prima dată niște predictoare neuronale implementate în hardware și care să migreze în microprocesoarele viitorului. Aceste predictoare implementează modelul de neuron artificial din literatura inteligenței artificiale, care va zică un model rafinat care învață din greșeli, învață și din succese, deci care se adaptează și care am dovedit că depășește acuratețea de predicție ale predictoarelor convenționale bazate pe procese Markov. Vreau să vă spun că articolul original l-am publicat în 1999 la o conferință la Washington, International Joint Conference on Neural Networks, și am avut bucuria ca să constat că este un articol extrem de fertil, extrem de fecund în ingineria calculatoarelor. Cred că am contorizat până acum peste 100 de citări ale acestui articol, făcute de cei mai prestigioși cercetători în domeniu, spre exemplu, cel mai galonat cercetător european în domeniul calculatoarelor este profesorul Mateo Valero de la Universitatea din Barcelona, singurul european laureat al premiului Eckert-Mauchly, un fel de premiu Nobel în domeniul arhitecturii calculatoarelor, și care împreună cu grupul lui de cercetare citează și dezvoltă excepțional acest concept pe care eu l-am introdus în premieră. De asemenea, cercetători prestigioși, precum André Seznec, de la cel mai mare centru de cercetare din Franța, Daniel Jimenez din Statele Unite, cercetători de prestigiu de la companiile Intel și Hewlett-Packard, chiar și de la Intel au implementat acest concept în simulatoarele microprocesorilor pe 64 de biți Titanium. Uitați alte probleme cu care ne confruntăm. Imaginați-vă trei fluxuri de instrucțiuni, deci un procesor de tip hyper-threading, pe care îl aveți de multe ori în laptopurile și în desktopurile dumneavoastră, un procesor care procesează în paralel trei fluxuri de instrucțiuni. Da? Murphy nu doarme. Observați aici o blestemată instrucțiune de înmulțire care se face greu, care are o latență mare. Ca și dumneavoastră și bietul calculator face greu înmulțirile, face greu împărțirile. În schimb, face mult mai ușor adunările și scăderile. Problema este ce ne facem, că îi ia mult timp până se execute înmulțirea asta. Consecințele sunt devastatoare. Celelalte instrucțiuni aflate la aval
și care așteaptă rezultatul mulțirii vor fi blocate și, prin urmare, calculatorul nu va mai face nimic datorită blestematei instrucțiuni de mulțire. Ideea noastră a fost una destul de nebunească și anume, ce-ar fi să încercăm să predicționăm, pur și simplu să ghicim, înainte de a se face, rezultatul instrucțiunii de înmulțire. Deci, ce să mai așteptăm noi să se facă înmulțirea? Ia să-i ghicim rezultatul. Ghicindu-i rezultatul, îl vom pasa la, scuzați-mă, la instrucțiunile care îl așteaptă și deblocăm astfel toată treaba. Și calculatorul va merge mult mai iute. Deci, iată, semaforul s-a făcut verde prin predicție, nu-i așa? Pasăm rezultatul, îl deblocăm fluxul de instrucțiuni care îl așteaptă și lucrurile vor merge extraordinar. Sigur, cârpotașii din sală vor spune, bine, bine, dar ce te faci când nu prezici corect? Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, pe cuvântul meu de onoare, că de cele mai multe ori prezic corect. Deci credeți-mă pe cuvânt. Și prin urmare, situația defavorabilă care o vedeți aici, adică rarisim când eu prezic incorrect, firește, va trebui să las baltă toate operațiile procesate speculativ și să reiau tot fluxul de program de la blestemata de instrucțiune de înmulțire cu rezultatul corect. Sigur că v-am rămas dator cu explicație, fie ea și metaforică, haide, domnule, lasă vrăjala, veți spune, totuși, cum Dumnezeu te poți prezice? Cine are un pic de cunoștință în domeniul calculatoarelor, știe că microprocesoarele din ziua de azi sunt făcute și văd mulți. Mulți fost studenți de IMEI și mă bucur și mă emoționează în sală, oameni de toată isprava. Toți oamenii ăștia știu că rezultatele pe care le generează un calculator pe numere întregi, nu vreau să fiu foarte tehnic, sunt pe vreo 64 de biți în ziua de azi. Care va zică probabilitatea ca să ghicesc eu rezultatul corect din cele 2 la puterea 64 posibile, pentru că cu 64 de biți cam 2 la puterea 64 de pattern-uri distinct că se pot crea, probabilitatea zi este 1 pe 2 la puterea 64, care este un 0 parat cât mine de mare. Prin urmare, ce ne facem? Cum se face predicția aia care eu mă uitam că e 90%. Acum, sigur că mai exagerez și eu datorită entuziasmului tineresc, vorba domnului profesor Iordănescu. Se poate predicționa, pentru că realitatea e un pic altfel. S-a demonstrat statistic că o instrucțiune care produce acum un rezultat, există o mare probabilitate statistică ca rezultatul pe care ea l-a produs să se afle în vecinătatea anterioarelor 2, 3, 4 rezultate produse de ea însăși în trecut. Aici Eminescu, omul de plin al culturii române, cum îl numea Constantin Noica și cu mare, mare dreptate, intuia posibilitatea prezicerii viitorului pe baza corelațiilor statistice cu trecutul în 4 versuri memorabile. Scrie undeva Eminescu, viitorul și trecutul sunt a filei două fețe, vede în capăt începutul, cine știe să le învețe. Așa și aici, și principiul de predicție este următorul. Să mă uit în istorie și să văd ce corelații statistice am cu prezentul. Și pe această bază să predicționez. Observați, spre exemplu, aici, o serie de simboluri, de două simboluri. Care este predicția dumneavoastră? Ce credeți? Ce simbol va fi aici? B. Mi s-a răspuns. Cineva a răspuns ironic C, ca să-mi strice mie tot discursul. Da? Firește, și eu aș miza pe B. Și de ce aș miza pe B? Datorită corelației statistice. Și atunci, cum ar fi putea fi implementat într-un algoritm această predicție? O modalitate ar fi următoarea. Domnule, care este starea curentă? Este A. Ia să văd eu în istorie ce a urmat după A. Păi după A urmat de 1, 2, 3, 4 ori A și a urmat de 1, 2, 3 ori B. Ce ați predicționa pe baza acestei informații? Eu aș predicționa A-ul pentru că a urmat de 4 ori, pe când B-ul a urmat numai de 3 ori. Predicție greșită, probabil, veți spune cu toți.
Dar ce-ar fi atunci să consider că starea actuală nu este A, ci este AA, adică ultimele două simboluri, în jargonul nostru, un predictor markovian de ordinul 2. Atunci am adus în istorie și zic, ia să văd ce a urmat după AA. B, B, B. Predicție B. De ce a predicționat predictorul markovian de ordinul 2 mai bine decât predictorul markovian de ordinul 1? Pentru că viziunea lui, informațiile lui, au fost mai adânci asupra subiectului. Prin urmare, morala este, da, se poate, yes, we can, se poate predicționa pe baza implementării în hardware a unor predictoare matematice cunoscute de mult. Vreau să vă spun că toate aceste metafore pe care eu le-am prezentat succint au fost implementate de mine și de grupul meu de cercetare, publicate în articole în cele mai bune reviste și conferințe internaționale din lume și citate de alții și așa mai departe. Merg mai departe pe firul poveștii mele și vă voi spune că, ceea ce mulți dintre dumneavoastră știți, că de prin anul 2002-2003-2004 paradigma calculatoarelor digitale s-a schimbat. Nu ne mai concentrăm de vreo câțiva ani pe monoprocesoare, deci pe un singur procesor, ci cu toții avem în laptopurile, desktopurile noastre dual core-uri, 4 core-uri, 8 core-uri și așa mai departe, s-a ajuns ca în GPU-uri, în interfețele grafice, să avem sute și mii de core-uri. Ce înseamnă un core? Un microprocesor integrat împreună cu altele, într-un singur chip. De ce s-a ajuns la această schimbare radicală, neașteptată? Schimbarea a fost inițiată prin 2004 de cea mai prestigioasă firmă în domeniul cercetării microprocesorilor, firma Intel. Și graficul meu este preluat din cercetările firmei Intel. Datorită faptului, în primul rând, cauzele sunt multiple, dar un fapt care poate fi înțeles de toată lumea, este acela că crescând frecvențele microprocesoarelor, cu toți ați lucrat poate pe 8086, pe 286, pe 386, vă mai amintiți ce frecvențe aveau? 33 de MHz, 66 de MHz, 100 de MHz. Astăzi lucrăm comercial în laptopuri cu 3 GHz. Deci au crescut exponențial frecvențele. Din păcate, creșterea exponențială a frecvenței microprocesoarelor a dus la niște disipații termice fantastice. Observați în acest grafic, deja, în anul 2004, disipația termică și puterea relativă watts per centimetru pătrat ajunge să fie cea dintr-un reactor nuclear. Dacă s-ar fi continuat așa, în anul 2015-2020, la 15-20 de GHz pe tehnologiile convenționale, ar fi avut putere disipată de ordinul comparabilă cu puterea disipată din Soare. Pur și simplu ar fi fiert siliciu în microprocesoare, s-ar fi evaporat. Prin urmare, firma Intel, în 2004, spune nu mai crește în performanța pe monoprocesoare, nu mai crește în performanța pe baza creșterii frecvențelor de dat, ci vom crește performanța integrând mai multe microprocesoare care să lucreze simultan, însă la frecvențe de tac mai reduse. Prin urmare, și noi, în grupul nostru de cercetare, ne-am focalizat pe cercetări privind problematica sistemelor multicore, multiprocesor. Lucrurile sunt extrem, extrem de complicate. Se pune problema cum pot limbajele de programare clasice, care aveau în vedere un model simplu de procesare, monocore, să se plieze pe aceste sisteme multiple de procesare. Prin urmare, ne gândim cum să construim modele de programare mai complexe, care să beneficieze de avantajul, de forța brută superioară a acestor multicoruri. Aici aș vrea să vă arăt cât de complexă este problema cercetării în acest domeniu. Un sistem multicore este un sistem extrem de complex.
În principiu, dacă are 100 de procesoare, este de 100 de ori mai complex decât sistemele monocore pe care noi le cercetam înainte. Să vă dau un exemplu concret. În micul nostru laborator de cercetare, lucrăm acum cu modele simulate de sisteme multicore, având până la câteva sute de procesoare interconectate prin diverse topologii de rețele de interconectare, astfel încât aceste microprocesoare să comunice împreună și așa mai departe. Complexitatea modelului este una enormă. Să vă dau un exemplu. În laboratorul nostru, unul dintre cele mai simple simulatoare, are 52 de parametri. Cu alte cuvinte, înainte de a starta simulatorul de sistem, trebuie să-i setezi 52 de parametri. Haideți să nu spunem că ar fi 52, să zicem că ar fi 50, ca să fie mai simplu. 50 de parametri. Dacă fiecare parametru ia 8 valori distincte, atunci totalitatea cazurilor pe care un cercetător trebuie să le investigheze ca să găsească optimalitatea, este, ați ghicit, 8 la puterea 50, 8 este 2 la 3, deci este 2 la puterea 150. Realizați ce număr este la 2 la puterea 150. Răspunsul corect este nu realizăm, pentru că nimeni nu poate realiza. Exponențialitatea nu este percepută de creierul uman. 2 la puterea 150 este un număr mai mare decât numărul atomilor existenți în Universul cunoscut. Ce ne face? Pentru că datoria noastră ca cercetători este ca din această complexitate enormă să găsim acel optimum. Adică acel caz care este optimul. Situația noastră este similară. Observați aici o hartă enormă de câteva sute de kilometri pătrați și imaginați-vă în hartă o furnică. Misiunea furnicii este de a afla sau de a afla care este vârful cel mai înalt de munte. Asta se cere. Dar lucrurile, în fapt, sunt mult mai complicate decât atât. Pentru că eu nu trebuie să găsesc din cele 2 la puterea 150 de cazuri, calculatorul cu performanța cea mai mare. Eu trebuie să găsesc calculatorul cu performanța cea mai mare și cu consumul de energie cel mai mic și cu costul cel mai mic. Care va zic că furnica mea are o misiune mult mai grea. Ea trebuie să găsească nu numai vârful cel mai înalt, ci vârful cel mai înalt care se bucură și de alte proprietăți. E cel mai verde, e cel mai frumos și așa mai departe. De multe ori aceste obiective sunt contradictorii între ele, sunt antagoniste între ele. Ce ni se dă? Ce se vede? Nimic. De unde pornim? Din întuneric. Din întuneric. Ce ne înconjoară? Un univers întreg. Firește că ceea ce se întâmplă, aceste probleme, se numesc probleme NP complete, probleme care sunt foarte, foarte grele și nu poate nimeni să găsească optimul absolut. Nu există algoritm care să garanteze optimul absolut. Și atunci, soluția cercetătorilor la aceste probleme sunt așa numiții algoritmi euristici. Euristic vine de la strigătul lui Arhimede, când a descoperit legea care îi poartă numele Evrica sau Eureka, cum s-o fi spunând de acea vreme. Prin urmare, în micul meu centru de cercetare, dezvoltăm algoritmi euristici, în general bazați pe modele biologice, precum rețelele neuronale, bazați pe modele biologice de evoluție, cum ar fi algoritmii genetici, prin care încercăm să stăpânim această uriașă complexitate și să furnizăm soluții aflate în vecinătatea optimului absolut, care o fi ăla Dumnezeu cu mila. Permiteți-mi să vă prezint micul grup de cercetare cu care lucrez cu cea mai mare plăcere. Conferențiarul Adrian Florea, doctorul Daniel Morariu, doctorul Arpad Gheller. Am bucuria că acum câțiva ani mi-au fost toți trei doctoranți, acum fiind cercetători seniori, recunoscuți la nivel european prin realizările lor. Domnul doctor Ion Mironescu, care are un doctorat în inginerie și care acum vrea să-l obțină pe al doilea din pură pasiune în știința calculatoarelor.
și trei doctoranți de toată isprava, domnul Crețulescu, domnul Horia Calvoreanu și domnul Ciprian Radu, mărturisesc că la anul aș vrea să mai dau cel puțin o poză pe acest slide. Personajul este în sală aici, îl cheamă Radu Chiș, este studentul meu la master. Ridică pe Radu să te vadă pe lumea. Sper să-l prostesc și să-l atrag în echipa de cercetare. Deocamdată lucrează la un proiect de masterat în cadrul grupului nostru. Concluzia mea către dumneavoastră ar fi următoarea. Să încercăm fiecare la locul nostru de muncă să vizăm excelența. Asta nu se poate dacă nu este pasiune. Perioada de criză și de bulversare axiologică care ne înconjoară în această țară năpăstuită este o bună perioadă pentru a ne vedea fiecare de treabă. Poate că numai așa se poate țara asta schimba, fiecare văzându-ne de treaba noastră, făcând treaba aceasta cu toată abnegația, cu toată pasiunea, cu toată plăcerea. În ceea ce privește cercetarea și știința, scopul lor este clar. L-a spus Iacobi, marele matematician german, pe la 1800, scopul cercetării și al științei este onoarea spiritului uman. Pe de altă parte, firește că nu trebuie să ne închidem într-un turn de fildeș, străini de problemele societății pe care care ne înconjoară. Trebuie să fim atenți și la problemele cetății. Sunt multe. Una dintre ele este impostura. Da? Televiziunea a făcut din vedete de trei savanți. Savanții adevărați sunt total necunoscuți. Nimeni dintre dumneavoastră nu a auzit la televizor de oameni de excepție care duc gloria României, precum academicianul Solomon Marcus, precum informaticianul Gheorghe Păun, nu-i așa? Precum doctorul Benga din de la Cluj, precum inginerul Boldea din Timișoara și așa mai departe. Faceți colecție de oameni importanți, de oameni fertili din punct de vedere creativ, de oameni situați într-o paradigmă universală și nu eșuați într-un local efemer și impur. Vă mulțumesc!